Începând cu ora 10 a zilei de 2 februarie, sala NATO a hotelului Piatra Mare din Poiana Brașov a devenit neîncăpătoare pentru cei 700 de fermieri invitați să participe la conferința anuală AgriCover. Tema din acest an abordează tendințele și inovațiile din agricultură alături de specialiști ai AgriCover, KVS Semințe, Bayer, Belchim, Singenta, Adama, Timac Agro, Do Agro Science, Arista Life Science Intermag. Printre subiectele luate în discuție se numără soluții inovatoare în agribusiness, tendințele în finanțarea agriculturii, dezvoltarea IMM-urilor prin servicii profesionale de consultanță în afaceri și potențialul oleaginoaselor în agricultura din România. Fermierii sunt puși față în față cu specialiștii companiilor producătoare de semințe și de produse de protecție a plantelor și primesc informații cu privire la noutățile apărute în portofoliile acestora. KVS prezintă soluții pe care le are la schimbările climatice Mihai Gheorghe, director de vânzări la Bayer, vorbește despre importanța erbicidării la cultura de porumb. Belchim evidențiază ultima noutate din portofoliu, erbicidul Fornet Extra 6 OD. Singenta povestește despre modul său de performanță și stabilitate. Adama vorbește despre simplitatea profitabilă a soluțiilor sale. Timac Agro scoate în evidență importanța unei nutriții potrivite a plantelor, care face trecerea de la simpla fertilizare la obținerea optimului economic. Du Agro Science explică soluțiile sale privind erbicidarea bicidarea cerealelor poioase, Arista Life Science analizează evoluția prin biosoluții, iar Intermag oferă îngrășăminte pentru o agricultură modernă. Partea a doua a zilei este dedicată discuțiilor bilaterale cu reprezentanții firmelor partenere, moment în care fermierii pot primi soluții concrete la problemele cu care se confruntă. Urmăriți edițiile viitoare ale revistei Ferma și agroinfo.ro. Rodica Orjanu, redactorul Ferma din zona București, este prezentă la eveniment și va scrie pe larg despre toate noutățile aduse fermierilor.